Salutare băieți și bine v-am găsit la un episod din Întrebări Stupide. Astăzi am să le citesc de pe telefon pentru că laptopului meu îi cântă popa. S-a hotărât să moară astăzi. Aia e, prima întrebare. Poate sună ciudat, dar am o întrebare. De ce atacă Ucraina Rusia? Eu zic să nu mai urmărești pe Șoșo. Când m-am trezit dimineața, am observat că perna mea era udă și îmi curgea o boală din gură. Nu am pățit niciodată așa ceva. Este posibil să fi fost în gură de o fantomă și boalele să fie sperma? Mâine chem un preot să facă feștanie. Te rugăm din suflet, te rugăm din suflet. Exact asta să-i spui preotului, ceea ce crezi tu că ai pățit azi noapte. Este adevărat că dacă ador cu televizorul deschis, ei te văd și nu mai vorbesc? De fiecare dată când adorm, ei se opresc din vorbit. Da, e adevărat. Dacă cumva adorm când sunt știrile, ăia s-o opresc. Ies ca pleacă acasă, nu mai. Da, e dracu pe ăștia că au dormit. Acum câteva zile mi-am scăpat telefonul în toaleta școlii, iar acum de fiecare dată când vorbesc cu prietenii la telefon, miroase foarte urât. Posibil că ei să se băși. Posibil că ei să se bășească atunci când stau, când stau de vorbă cu mine. Bă, mamă, ce minte creață are ăsta. Sună-i repede pe ea de la Samsung sau de la Apple că tu ai găsit un senzor nou și îți garantez eu că vei face miliarde. Salut, am citit undeva că dacă te masturbezi după ce te-ai vaccinat, o să elimini serul din corp. Este adevărat? Chiar se poate așa ceva? Dulce acrișor. Colegii mei de clasă m-au întrebat dacă am dat la buci până acum. Nu știu ce înseamnă asta, eu dau acasă la găini și la gâște de mâncare. Mai este un animal, se numește buci, în termen științific fiind buciferatus. Sunt ca două buci și alea merg în curte și tu trebuie să le dai mâncare. Este legătură între Florin Piersic și, și pomul care face piersic? Mă refer că este la mintea cocoșului că sunt cel puțin rude. Prost de bubuie. Salut TP-ul, aseară pe la 2 noapte am început să aud sunete ciudate din camera părinților. Îmi pare rău că nu am înregistrat, dar cred că tata o bătea pe mama. Ciudat este că mama îi spunea să nu se oprească, că mai are puțin. Ce înseamnă? A zic eu ce s-a întâmplat, să-și jucau friptea. Știi, și mami mai avea puțin până câștiga și de-aia a zis să nu se oprească. Am văzut în filme oameni care își vând sufletele pe o grămadă de bani. Unde pot să-l vând pe al meu? Un website ceva? Dau fundă. Bă, intră pe OLX, n-ai văzut câte ciudățenii sunt acolo? Eu zic că o să iei bani buni. Salut, sunt student și m-am gândit să mă angajez ca salvamar în sezonul estival. Problema este că eu nu știu să not foarte bine. Întrebarea mea este, dacă mă nec, pot pierde postul? Nu, mă, nu. Dacă te neci, o să te penalizeze cu 10% din salariu, dar du-te tare, du-te. Și ultima întrebare de astăzi, dacă mă uit la filme porno cu căștile pe cap, îmi poate intra din greșeală pula în urechi. Deci stai puțin. Deci ăsta crede că dacă se uită la filme porno cu căștile pe cap, cumva e... Da, nu. Gata, băi băieți, ăsta a fost și episodul pentru astăzi. Înainte să plecați, pentru cei care ați rămas până acum, am să fac un grup de WhatsApp cu toți membrii ai acestui canal. Cei care sunt deja membri, lăsați-mi un coment la clipul ăsta și lăsați-mi cu ultimele trei cifre de la numărul vostru de telefon ca să știu să vă adaug în grup și îmi lăsați și mesaj pe WhatsApp. Pentru cei care vor să devină membri, vedeți că aveți link, apare pe undeva pe aici, nu știu unde naibii. Și... cam atât. Încă o dată, nu, și încă o dată, mă. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, s-auzim de bine. Pa!